Ceau, fetele! Astăzi vă voi arăta cum îmi aplic eu fondul de ten pentru ocaziile speciale, când am nevoie de o față fără cusuri. De asemenea, vă arăt și cum îmi conturez trăsăturile feței, folosind nuanțe mai închise și mai deschise de fond de ten. Așa că hai să începem! Îmi hidratez bine fața cu o cremă, iar apoi aplic un primer matifiant, în special în zona T, pentru a ține sebumul sub control. Îmi hidratez foarte bine și buzele cu un balsam hrănitor, iar apoi trecem la machiajul feței. Încep cu un corector fluid pe care îl aplic cu o pensulă subțire pe zona ochilor, în jurul nasului, pe obraj, acolo unde există roșeață, și pe bărbie. Iar apoi, cu cealaltă parte a pensulei, încep să stompez foarte bine acest corector. Cu un fond de ten mai închis la culoare, încep conturarea obrajilor. Aplic produsul chiar sub obraj, pe tâmple și în partea superioară a frunții. Eu am fruntea foarte lată, iar acest lucru va crea o iluzie optică de micșorare. De asemenea, sculptez și nasul, trasând două linii fine pe de-o parte și de alta. Acest lucru va face ca nasul să pară foarte drept. Începem, bineînțeles, să estompăm acest fond de ten pentru a nu rămâne linii vizibile. Nu uitați, nu trebuie să știe nimeni ce am făcut pentru a avea o față perfectă. Acum aplic fondul de ten pe care îl folosesc zilnic, potrivit culorii tenului meu, pentru a acoperi orice imperfecțiune. Încerc totuși să evit zona în care am conturat cu fondul de ten mai închis. Continuăm cu un fond de ten mai deschis pentru a ilumina celelalte părți ale feței, cum ați văzut și în imaginea ajutătoare. Le folosesc sub ochi, sub obraj, sub partea unde am corectat, pe nas, pe frunte și pe bărbie. Iar apoi iau un burățel umed și încep să estompez totul cu o mișcare de apăsare și răsucire. Acest lucru va oferi un aspect foarte natural, deși am aplicat o cantitate considerabilă de fond de ten. Nu uitați să umeziți burețelul. Pentru acoperire maximă, fixez anticearcănul cu un corector sub formă de pudră pulbere. Acesta este unul mineral. Iar apoi, cu o pensulă mare și stufoasă, aplic o pudră pulbere translucidă pe întreaga față. Revin la conturare cu un fard bronzant pe care îl aplic sub obraj și îl difuzez foarte bine pentru a nu lăsa linii clare. Aplic cu o pensulă de fond de ten un far de obraz cremă. Acesta este într-o culoare piersicuță. Deasupra lui aplic un far de obraz pudră de culoare cărămizie. Pe pomeți aplic un iluminator auriu și cu asta încheiem machiajul feței. Îmi definez sprâncenele cu un fard maro, le periez bine și apoi aplic deasupra lor un gel transparent pentru a le fixa foarte bine. Cam așa arată fața după atâtea tehnici folosite. Sper că v-a plăcut și că v-a fost de folos. Pe data viitoare, ciao!